La Garda Forestieră Timișoara a avut loc astăzi o ședință la care a participat și prefectul de Timiș, Eva Andreaș, unde s-a pus în discuție respectarea cotei de vânătoare a porcilor mistreți. Conform deciziei numărul 1 a Centrului Național de Combatere a Bolilor, trebuie mărită cota de vânătoare la porcii mistreți în vederea prevenirii apariției cazurilor de pestă porcină în zonele neafectate de îmbolnăviri. Aceasta în contextul în care numărul focarelor de infecție în județul Arad a crescut. Prefectul a cerut ferm eliberarea autorizațiilor de vânătoare pe toate fondurile de vânătoare pentru recoltarea cotelor de mistreți stabilite conform planului de măsuri pentru combaterea pestei porcine africane în România. La întâlnirea de astăzi au participat reprezentanții ai Direcției Silvice, Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi, ai fondurilor de vânătoare private din Timiș, Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Inspectoratului de Poliție al Județului, Inspectoratului pentru Situații de Urgență și a Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră.